Oricine caută să exploreze rolul Duhului în Evanghelia lui Ioan este inițial lui de felul în care relația fiu Tatăl, dintre cuvântul făcut trup și Dumnezeu Tatăl, domină complet prima jumătate a Evangheliei lui Ioan. Ce asta nu înseamnă că Duhul este complet absent. Totuși, abia în a doua jumătate a Evangheliei, cu plecarea Fiului la Tatăl, fiind iminentă, Duhul trece în prim plan. Nu există nicio referire la Duhul în introducerea lui Ioan, iar actul întâi al dramei Ioanine prezintă doar câteva pasaje în care se face referire la Duhul, toate legate de rolul său în lucrarea lui Isus. Duhul se odihnește peste Isus, este implicat în regenerare și este implicat și în închinare. Duhul este cel care dă viață, iar Duhul va fi dat numai după glorificarea lui Isus. Referințele inițiale la Duhul sunt în conjuncție cu botezul lui Isus de către Ioan. Botezătorul mărturisește că a văzut pe Duhul coborând din cer ca un porumbel și rămânând deasupra lui Isus. Dumnezeu i-a spus că persoana astfel desemnată va fi cea care va boteza. Nu cu apă, cum face Ioan, ci cu Duhul Sfânt. Astfel, prima apariție a Duhului în Evanghelie servește atât la evidențierea prezenței sale permanente cu Isus, cât și la confirmarea lui Isus ca viitorul distribuitor al Duhului trimis de Dumnezeu. De asemenea, Duhul Sfânt în Ioan este văzut ca un, ca un agent al vieții și regenerării, care aduce pe cei credincioși într-o dimensiune a unei noi vieți, care este împărtășită de întreaga biserică. Meryl Tenney explică viața nouă a celui născut din Duhul Sfânt este inexplicabilă prin raționamentul obișnuit, iar rezultatul este imprevizibil. Dar un comentariu important pe ideea regenerării spirituale este oferit de discuția dintre Isus și Nicodim în Ioan capitolul 3. Unde Iisus îi spune conducătorului iudeilor că intrarea în împărăția lui Dumnezeu este imposibilă dacă cineva nu este născut din apă și din duh. Contextul pentru acest pasaj este dat de Vechiul Testament, unde darul Duhului, adesea în asociere cu apa curățitoare, este promis poporului credincios al lui Dumnezeu, ca un indicator al viacului cel nou care va sosi în zilele de pe urmă. Doctrina Duhului la Ioan, în relația cu individul, ne aduce înapoi la teologia salvării. Începând de la întrupare, cerul și pământul sunt unite în mod decisiv. Persoana Duhului Sfânt se referă la atributele emoțiilor, voinței, inteligenței, sensibilității și personalității acesteia. Pe lângă faptul că Duhul este implicat în nașterea din nou a individului, este dat ca paratlet și întregii biserici pentru a susține viața împreună a celor credincioși. Acest termen este folosit doar în secțiunea 14-16 da, din Evanghelia după Ioan. Deci cine este și ce face? Ioan descrie Duhul paratlet atât ca o persoană cât și ca o putere. Lucrurile stau așa ca o caracteristică a înțelegerii mai largi pe care o are Ioan. Asta este un lucru similar cu cele două nivele ale înțelegerii persoanei lui Isus. Pentru că paratletul vine de la Dumnezeu când Isus se întoarce și este trimis atât de tatăl cât și de fiul. Paratletul astfel este una cu Dumnezeu și cu Hristos cel glorificat, descoperi natura lor. El de asemenea este agentul lui Dumnezeu și al lui Hristos în creația sa, lucrând pentru ei în biserică și în lume. Într-un sens, ca și tatăl și fiul, paratletul este adevărul și dă instruire în adevăr. Dar în alt sens, el nu vorbește de la sine. Ca și tatăl și fiul, paratletul locuiește în biserică, dar el este și trimis atât de către Dumnezeu Tatăl, cât și de către Isus, și este dat de către Dumnezeu Tatăl la cererea fiului. Astfel, paratletul este prin natură una cu Dumnezeu și în biserică. Ce face el? În cuvântarea de rămas bun, paratletul este în esență un factor al acuzării. Singura apărare pe care o face în sensul de mărturie este a lui Isus și nu a ucenicilor. Așadar, trebuie să nu forțăm o, o definire unică a funcției paratletului, deoarece lucrarea sa este prea variată pentru a o putea interpreta într-un singur context de idei, da, cel legal. Paratletul are două roluri majore, una în relație cu biserica și una în relație cu lumea. În biserică, el locuiește în ucenici. El îi învață totul și le aduce aminte tot, ce, tot ceea ce au învățat. El depune mărturie pentru Isus, lucru care înseamnă că el îl revelează pe Isus și îl explică ucenicilor. Și ca duh al adevărului îl călăuzește pe ucenici în tot adevărul. În lume, paratletul depune mărturie cu privire la Isus. În special când ucenicii sunt prigoniți. Duhul în lume face lucrarea de convingere cu privire la păcat, dreptate și judecată. Duhul în afara discursului din camera de sus este prezent ca fiind intim relaționat cu Dumnezeu și cu Isus. Paratletul nu este doar Duhul Sfânt cu, cu un alt nume, el nu este ca Isus doar în natura sa, ci este ca Isus și în lucrarea sa. Aproape tot ce poate fi spus despre Paratlet după înviere, a putut fi spus despre Isus în timpul lucrării sale. Și Isus și paratletul vin în lume de la Dumnezeu, și unul și altul stau cu cenicii, și, ca adevăr, îi învață ce trebuie să cunoască. Amândoi depun mărturie, așa cum Isus îl glorifică pe Tatăl, așa paratletul îl glorifică pe Isus, pe Fiul, așa cum ucenicii văd identitatea lui Isus, așa cum ucenicii vor recunoaște paratletul, și așa cum lumea îl respinge pe Isus, tot așa nu îl vor, vor primi nici pe paratlet. Paratletul lucrează în biserică și în lume pentru Isus cel înviat. El este un al sau al doilea paratlet, așa cum Isus a fost primul. Înainte de înviere, Duhul lui Dumnezeu coboară peste Isus la începutul lucrării sale și rămâne peste el. Astfel, el devine purtător al Duhului. După înviere și înainte de înălțare, Isus suflă spre ucenici și le spune, primiți Duhul Sfânt. Douăl paratlet, deci, locuiește în biserică până la parusia și, ca agent al lui Dumnezeu, continuă lucrarea lui sus pentru cel necredincios. Cu această capacitate, el asigură ucenicilor atât mijloacele de închinare, cât și puterea autoritativă pentru misiune. Douăl paratlet, care îi, îi însoțește pe ucenici în sarcina lor de a depune mărturie, de asemenea, dovedește vinovată lumea. În Evanghelia după Ioan putem observa persoana, lucrarea și primirea Duhului Sfânt, care acționează în mod suveran pentru a da viață. Locuiește și învață pe cei aleși pentru a le aprofunda înțelegerea lucrării lui Isus. Și apoi îi trimite să mărturisească despre gloria lui Isus. Ioan a demonstrat în mod intenționat în Evanghelia sa o viziune despre Duhul Sfânt, care este relațională, personală și intimă. Acesta este adevărul, pur și simplu.